Bună ziua! Stimați reprezentanți ai mass media, stimați cetățeni, desigur că pe ordine de zi a Parlamentului, a comisiilor parlamentare sunt mai multe subiecte, pe de o parte importante pentru Republica Moldova, pe de altă parte destul de aprins supuse discuțiile și doar prin discuții se poate de ajuns la anumite consensuri și doar prin discuții se poate de primit anume acele decizii care să vină să răspundă intereselor cetățenilor, intereselor sectorului economiei, intereselor țării în ansamblu. Vreau să fac referire la un amendament care venim împreună cu un grup deputați din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, și anume cel ce ține de subiectul aplicării TVA în domeniul agriculturii, inclusiv Horeca, deci anume acele modificări care se impun prin politica bugetară fiscală pentru anul 2021 de către Executivul Republicii Moldova și, deci, văzând că, de fapt, aceste subiecte prezintă foarte multe subiecte de discuții în diferite grupuri parlamentare, în diferite sectoare ale economiei naționale, nu în cele de urmă, în sectorul agricol, și deci încercăm să venim cu o precizare prin acest amendament prin care să dăm și o anumită clarificare. Deci, pe de o parte, noi avem susținut în plenul Parlamentului proiectul de lege numărul 97, prin care am permis, sau mai bine zis, am format pe rafturile magazinelor 50% din producția agricolă să fie anume a producătorilor autohtoni. Pe de altă parte, trebuie să venim și cu anumite mecanisme prin care să susținem acești producători agricoli ca să fie competitivi cu importatorii producției agricole. Anume prin asta și s-a propus, de fapt, creșterea cotei TVA, pe de o parte, de la 8 la 12%, pe de altă parte, s-a micșorat cota TVA pentru inputurile care le au producătorii agricole, adică e vorba de aceleași îngrășăminte, pesticide și alte fertilizante de care au nevoie agricultorii pentru producția sa. Înțelegem că impunerea acestui proiect de lege sau impunerea acestei măsuri nemijlocit de la data de 1 ianuarie, ea creează anumite probleme, de fapt, economice producătorilor agricoli, deoarece ei, activând după formula TVA 8%, au procurat toate inputurile pentru producerea acestei producții agricole și, totodată, unii din ei nu au dovedit să realizeze, sau cel puțin nu dovedesc până la 1 ianuarie, să-și realizeze producția sa agricolă. În felul ăsta, desigur că este o perioadă, este necesar pentru producătorii agricoli de o perioadă puțin mai înspre producerea următoare agricolă, adică mai înspre vară, pentru că aceștia să dovedească să-și realizeze producția agricolă, ceea care au produs-o în anul 2020, necătând, de fapt, la toate greutățile care le-a avut, dar ea să fie în echitate cu acele inputuri care le-a avut pe anume perioada fiscală 2020. Vreau să menționez că anume această măsură, de fapt, impune, pe lângă subvențiile care sunt acordate sectorului agricol, de circa 1 miliard de lei care sunt prevăzute în anul 2021, deci suplimentar este vorba de circa 222 de milioane de lei care vin indirect în susținerea acestor producători agricoli. Deci este o măsură, de fapt, destul de bună. Deci ce, ca rezultat, propunem noi prin acest amendament? Propunem ca majorarea TVA de la 8 la 12% pentru producția agricolă să fie impusă în derulare începând cu 1 iulie 2021. De asemenea, în lanț se referă acest lucru și la micșorare de la 20 la 12% pentru îngrășămintele minerale, pesticide și alte fertilizante. De asemenea, să fie impusă de la data din 1 iulie 2021, ce ține de Horeca, adică să fie nemijlocit de la 1 ianuarie 2021. Asta a fost ceea ce am vrut să relatez și încă o dată vreau să reiterez. Deci, pe de o parte, noi trebuie
să venim cu măsurile de subvenționare. Pe de altă parte, trebuie să venim cu măsuri indirecte de susținere a producătorilor agricole. Și asta e anume prin amortizarea acelei povere care o au producătorii agricole, reșind din faptul că unele inputuri le procură și la 20% cu TVA, deci ea vine o leacă să echilibreze această povară. Pe de altă parte, este o măsură de sporire a competitivității producției agricole autohtone pentru producătorii agricoli, pe de o parte, și accesul populației la producția autohtonă produsă în Republica Moldova. Asta este, dacă sunt întrebări, vă mulțumesc foarte mult, o zi frumoasă și cu Doamne ajută! La revedere!